Medicii din Spitalul Municipal Roman refuză să mai dea rețete pacienților în situația în care cardul nu funcționează, deși recomandările Casei Județene de Sănătate sunt să se folosească sistemul offline. Cum imputerile de rețete vin după 2 ani în cazurile în care cardul de sănătate este nefuncțional, medicii din secții și din ambulatoriu nu eliberează rețete compensate, ci rețete obișnuite, deși pacienții au drept la compensare. Noi suntem de aceeași părere, dar dacă cei de la casă de câte ori pui problema asta, spun că, domnule, trimiteți offline, deci și problemele medicilor noi de bunoară n-am mai dat rețete electronice. Dacă sistemul nu funcționează online, de teamă să nu ni se impute aceste rețete peste un an, doi, când vine controlul la casă, nu mai dăm rețete. Deci de suferit vor avea tot pacienții, pentru că nici noi nu ne putem asuma, pentru că cei de la casă ce spun? Voi dați. Ok, noi am dat. După care vine după 2 ani și să dai notă explicativă de justificare de ce ai dat rețeta și pe baza ce adrese. Mai avem noi peste 2 ani de zile secțiile, mă refer. Adresele de acum 2 ani, ce au hotărât cei de la casă? Nu. Și te vezi în situația în care ți se impută sumele respective, care n-ai nicio vină, că tu ca medic n-ai făcut decât să dai o rețetă pacientului și atunci să nu mai fii pus să plătești, îi dai rețeta obișnuită. Rețetele sunt imputate atunci când Curtea de Conturi realizează controle la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Au fost imputate rețete atunci când inspectorii Curții de Conturi au găsit rețete eliberate unui pacient atât de către medicul de familie, cât și de către medicul de spital, atunci când pacientul a beneficiat și de spitalizare. Există situații când la externarea din spital pacientul nu a fost sincer cu medicul și nu i-a declarat acestuia că a beneficiat și de rețetă curentă de la medicul de familie. O altă situație în care rețetele au fost imputate a fost aceea că au depășit valoarea de 300 de lei cât prevede legea. Au existat rețete în care medicul a prescris și câte 4 medicamente compensate. Mai există situații de imputații în cazul în care pensionarii care au venituri de până la 700 de lei beneficiază de compensare de 90%. În situația în care, din cine știe ce motive, valoarea veniturilor obținute de pensionarul în cauză depășește și cu 10-20 de lei, pacientul respectiv trece la compensarea a doar 50% din valoare rețetei. În această situație, diferența este imputată medicului de familie. Pacienții din această categorie sunt obligați să dea o declarație pe proprie răspundere privind veniturile pe care le au și în această conjunctură nu mai plătește medicul de familie, ci pacientul care s-a dovedit a fi nesincer.